Bine ați venit la această nouă întâlnire capitală. România se află pe ultimul loc la nivel european în ce privește numărul de firme la 1000 de locuitori, respectiv 29 față de 57 care este media din Uniunea Europeană. Întreprindele mici și mijlocii din România angajează totuși aproape 66% din totalul salariaților. Cele mai dinamice IMM-uri sunt cele din IT, unde valoarea adăugată a înregistrat un avans însemnat în ultimul deceniu și unde există cel mai mare potențial de atragere a unor finanțări străine. Sunt trei dintre concluziile unui recent studiu publicat de Comisia Europeană privind situația IMM-urilor de la noi din țară. Cât de greu sau cât de simplu este să ai o întreprindere mică de succes în România? Ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci în relația cu partenerii de afaceri, actual sau potențial? Cum îți promovezi produsul și cum îl menții competitiv, dacă ai ales un domeniu în care piața este concurențială și destul de îngustă pe deasupra? Sunt câteva întrebări, alături de multe altele, pe care și le pune orice om înainte să decidă să se lanseze în afaceri, și cu atât mai mult odată ce s-a decis să se lanseze în afaceri. De aceea l-am invitat din nou în studio pe domnul Adrian Boaru, directorul general al companiei Fleetmaster. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bun, IT. Companie mică, companie dinamică, de câți bani este nevoie în România pentru a porni o companie mică, așa cum e dumneavoastră? Bun. Companiile de IT care pornesc de la zero, mă rog, se numesc acum startup-uri, pornesc de la o anumită idee, însă banii nu sunt totul. Bineînțeles, banii sunt reprezentați de salariile angajaților, care reprezintă principala. Hai să zicem, principala valoare a unei astfel de companii. Iar un produs de IT se dezvoltă în timp. Indiferent dacă ai un milion de euro sau 10 milioane de euro, nu înseamnă că într-o lună de zile poți dezvolta un produs și îl poți pune pe piață. Este nevoie de o durată de producție, o durată în care angajații, al căror cost reprezintă valoarea pe care trebuie să o ai, cel puțin la început, vor produce și vor pune pe piață un astfel de produs. Acum putem să discutăm de niște salarii și aici putem să venim cu un calcul aproximativ în jur de, între 2000 și 3000 de euro este salariul unui programator senior și undeva în jur de 1500-2000 de euro vorbim de salarii nete, ceea ce implică un cost aproape dublu pentru angajator, ceea ce înseamnă că într-o echipă foarte mică, să zicem foarte mică de trei persoane lăsând la o parte zona de creație, marketing, contabilitate și tot ce mai implică o Astfel de companie, fără o sumă undeva în jurul valorii de 20-25.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă un 300.000 de euro anual, nu se poate dezvolta o companie. Chiar dacă se dorește a fi mică, de fapt nu este mică. În orice alt domeniu se poate. Cu bani, mai puțin. Cu bani mulți mai puțini. Însă, domeniul IT este extraordinar de competitiv în România. Acesta este, hai să spunem, Marele dezavantaj al micilor antreprenori care vor să se lanseze în acest business, că, în afara aptitudinilor lor personale și a dorinței de a face un business, vă le va fi foarte greu, din punct de vedere financiar, să-și atragă colegi, prieteni, parteneri sau direct angajați, programatori și creatori, să zicem așa, de conținut, deoarece aceste salarii sunt destul de mari. Acest trend este susținut și de marile corporații care au deschis în ultimii ani sucursale în România și care angajează într-un număr foarte mare, având însă deja o piață de desfacere în afară, Se piață permit, concurențială, da, la, cu totul alte prețuri. Da. Asta vreau să întreb. Cum face un patron tânăr al unei firme tinere să convingă oameni buni să lucreze pentru el? Și nu pentru o mare corporație. Da. Cred că este un proces în care pasiunea spune cuvântul. La început se pornește dintr-o pasiune, lăsând puțin la o parte dorințele materiale. Cu timpul această pasiune începe să devină prolifică și să se autosustină și de aici în continuare vine o creștere organică. Din păcate este cam singura variantă pentru că variante de finanțare, excepția unor finanțări care sunt absolut minime până în 40.000 de euro, de exemplu, finanțare pentru startup-uri. 40.000 de euro reprezintă doar salariul a doi angajați pentru 3 luni de zile. În 3 luni de zile nu se poate crea niciun produs solid cu care să ieși pe piață și care chiar să nu mai necesite nicio niciun fel de atingere. Din punctul nostru de vedere, niciun produs nu poate fi solid în mai puțin de 6-8 luni de zile de producție și apoi cel puțin încă 3-4 luni de zile de testare în piață și reglare, ceea ce duce la peste un an de zile. Bineînțeles că produsele de IT aproape niciodată nu se opresc, ele începând să fie utilizate de către o masă cât mai mare de oameni, încep să fie îmbunătățite, să fie mărite, să le apară funcțiuni noi și așa mai departe. În zona asta de IT tot timpul trebuie să aducem ceva nou și să, bineînțeles, să și menținem uh, produsele existente. Deci, cei 40.000 de euro care se dau prin Startup Nation sunt buni, dar nici pe departe suficienți, dacă nu ai și alți bani alături. Hmm. Sunt uh, suficienți doar pentru a-ți da un imbold, uh, hai să zicem, un prietenesc și doar să ai o mică speranță că nu pornești chiar de la zero. Însă, bun, sunt foarte buni pentru... Achiziția de, hai să spunem, unelte IT de care chiar ai nevoie și pe care nu le poți obține gratuit, însă, în niciun caz nu poți susține o echipă de producție. Poate mă repet, dar startup-urile în general în România înseamnă doar dorința de a face și doar pasiunea unor oameni care se reunesc într-un astfel de proiect, mai puțin partea financiară. Un anumit nivel de inconștiență al investitorului. Hai să-i spunem bucurie infantilă a unor <laughs> adulți, pentru că, dar este normal. Adică orice produs mare a plecat de la o idee mare și o echipă mică și a ajuns mai departe. Există, într-adevăr, nu numai la noi, în toată lumea, dar la noi, din păcate, foarte restrâns, există companii care investesc în astfel de idei, există finanțatori, dar da. din păcate... Business angels, există în România business angels? N-aș -aș vrea să mă pun rău cu acești business angels, dar de fapt sunt niște rechini financiari, nu sunt niște business angels, pentru că în momentul în care vii și evaluezi o companie de tip startup și bineînțeles investești niște bani, acest lucru este telemarcat condițiile sunt aproximativ de preluare aproape totală a acelei companii, drept pentru care fondatorii, cei mici care își pun tot sufletul în acel proiect, ajung ca după un an sau doi de zile, datorită acestui stil de lucru, să nu mai dețină decât o mică parte din acea companie. Este adevărat, unele companii reușesc, adică reușesc să ajungă pe piață și să aibă un produs, dar nu mai este beneficiul celor care au născut compania. Deci business center nu sunt chiar niște îngeri niciodată nu sunt niște îngeri, sunt niște investitori care riscă mult dar iau înapoi și mai mult, adică până la urmă este o formă de investiție cu, hai să spunem, un risc asumat în baza unei intuiții sau să zicem a unei previziunea a faptului că acel business poate sau nu poate să ajungă pe piață. Da, și Din păcate... Ce, și, ce, și are grijă să, ca ce își recuperează să fie mult mai mult decât a... Într-un fel mi se pare normal pentru că oricine investește bani și este doar investitor nu se uită decât la cifre și dorește doar bani. Însă, în mod normal, un incubator de afaceri IT ar, și -ar trebui să vină cu trei lucruri importante. Ar trebui să vină odată cu posibilitatea unei finanțări corecte, ar trebui să vină cu o comunitate care să ajute dezvoltarea acelui produs, și ar trebui să vină cu un know-how mai mare decât. Uh, hai să zicem, decât know-how pe care îl au cei care startează un astfel de business în zona de marketing și comercial. Indiferent ce produs ai și cât de bun este, dacă nu reușești să-l pui pe piață și astăzi marketingul nu mai este doar un flair, este o știință, nu reușești să pui la dispoziție acel produs utilizatorului final. Există incubatoare uh, IT în România, sunt la un nivel oarecum incipient, nici acestea nu au fonduri suficiente și nici nu sunt atât de bine dezvoltate ca în afară, dar este totuși un pas înainte, se văd niște pași înainte. Revenind la zona de business angels, aici îi sfătuiesc pe toți cei care au startup-uri în momentul în care doresc să își ia lângă ei un astfel de partener, indiferent că acest partener este o persoană, un fond sau orice altă companie interesată de a colabora, să își negocieze foarte bine pachetul de acțiuni și modalitatea în care, atunci când vor ajunge la maturitate cu produsul respectiv, îl vor pune împreună pe piață. Nu vreau să zic că toate cazurile sunt de genul celor pe care le-am prezentat mai devreme, dar Cunosc destul de multe cazuri în piață care pur și simplu au sfârșit prin a fi integral sau 99% înghițiți de către, da, acești business angels. Da. Repet, acum sunt câteva persoane publice care se autodefinesc ca fiind business angels. Eu nu mă refer la acele persoane fizice, ci mă refer la orice entitate care investește, orice investitor, fond de investiții sau persoană fizică care vine și investește. În mod strategic, pentru că asta înseamnă investitor strategic. Te interesează subiectul și direcția și cumperi pachetul de acțiuni. Fleetmaster este specializată în gestionarea în timp real a parcurilor auto. Un domeniu de frontieră unde piața nu este nici atât de vastă precum să zicem comerțul cu amănuntul. Bun. Când începi să sau te gândești să începi o afacere într-un anumit domeniu de frontieră, ce faci mai întâi? Creezi firma și după aia cauți clienți sau mai întâi cauți clienți și după aia, pe baza ce ai găsit, te hotărăști dacă ai creat sau nu firma? Pot să dau în primul rând exemplul nostru unde a fost o balanță. Compania noastră nu s-a născut creând acest produs, ci s-a născut creând niște produse în alte domenii. Însă. La un moment dat, în piață, am văzut atât necesitatea și apariția unei tehnologii noi, la momentul la care am început să discutăm despre monitorizare prin GPS, hărți și alte chestii mai interesante, era un domeniu destul de incipient. Atunci, echipamentele erau o chestiune așa destul de mare și anevoioasă, destul de scumpe, adică de cel puțin 5-6 ori mai scumpe decât în momentul de față. Cu foarte multe probleme și provocări, adică nu aveau aceeași acuratețe, bineînțeles, nu era comunicație la fel de dezvoltată ca și acum, erau multe provocări. Și la momentul respectiv, bineînțeles, chiar și piața era destul de interesată, pentru că un astfel de produs, să știi unde sunt mașinile, vorbim de acum 10-12 ani, era un mare plus. Deci, cumva, a fost o, o balanță. Aveam uh, clienți care ar fi fost interesați să aibă un astfel de produs și noi aveam acces la tehnologia pe care o puteam transforma într-un astfel de produs și atunci am început să dezvoltăm acest produs având totuși în spate un background în ceea ce înseamnă gestionarea datelor. Uh, un astfel de produs, lăsând la o parte că este foarte simplu asta să cumperi un GPS din China și să primești datele, să le vizualizezi, trebuie menționat că în momentul în care este aplicat la scară mare și discutăm de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 de unități puse pe piață. Volumul de date pe care îl primim este unul uriaș. Deja discutăm de niște sisteme de tip Big Data. Dacă nu ai în spate o platformă, oameni cu experiență și un sistem de afișare acestor date eficient, nu poți oferi clientului final informație utilă. Noi astăzi discutăm de undeva în jur de o cantitate de 40 de TB pe care avem lunar, de date primite de la aceste echipamente. Enorm. Sunt cantități care astăzi sună uh, enorm, uh, pentru ziua de mâine nu înseamnă mare lucru, iar pentru acum 10 ani era imposibil. Cam așa se traduce. Vă dați seama că avem echipamente care comunică și la secundă cu noi, dar în medie discutăm de echipamente care comunică din 20 în 20 de secunde. La un cu 50 de mii puteți să faceți un calcul să vedeți câte mesaje primim noi pe minut. Nu mai zic pe zi, pe lună, pe an și așa mai departe. Iar toate aceste date, mai ales pentru un manager de flotă care să zicem are 300 de mașini, 500, 1000, 3000 de mașini, avem flote și foarte mari, degeaba Pot fi ele prezentate sub formă tabelară, o lună de zile, un milion de rânduri, pentru că acel manager nu poate înțelege nimic din ele. Adică capacitatea unei companii de a transforma informația brută primită din teren în informație utilă face diferența în acest segment de piață. Același lucru se întâmplă în orice alt domeniu, în domeniul ERP-urilor, care practic au fost la bază softuri de contabilitate. În momentul în care reușești să înțelegi business clientului și să-i prezinți ecrane inteligente, dashboard-uri și simulări despre business-ul lui, atunci, într-adevăr, e un produs care realmente uh, folosește clientului final. Să vorbim despre partea vulgară a afacerii, și anume problemele de zi cu zi ale investitorului privat. De, câț, de când ați început afacerea? Și sunt câțiva ani. Și până acum. Aveți impresia că s-a mai simplificat din birocrația impozite, taxe, aprobări, de tot felul, sau nu? Um, aș spune că ne-am obișnuit cu ea și e un răspuns care, ok, practic s-au simplificat pentru că am intrat într-un într rid, să zicem așa. Sincer să fiu, n-am văzut o simplificare și n-am văzut o modificare a atitudinii autorităților publice față de micul investitor. Și cel mai bun exemplu nu este al unei companii care deja are un departament financiar, care are un auditor care, ok, are un istoric de 15 ani de zile cu aceleași entități financiare. Din punctul nostru de vedere, a devenit o rutină. Problema se pune altfel, un uh, mic investitor care deschide mâine o societate cu răspundere limitată, un SRL. Ce avantaje are de la statul român, de la hai să zicem, instituțiile financiare. Ce stimulente. Ce stimulente și ce ajutor și ce impunere are. La deschiderea oricărei societăți ai o mulțime de obligații. Obligații pe care dacă nu le îndeplinești sau nu știi de ele, plătești amendă. Nici n-apuci să faci primul leu că trebuie să plătești amenzi. Din punctul nostru de vedere, lipsește, de exemplu, astăzi entitate care, ca orice cetățean, persoană fizică, dacă vrei să deschizi o anumită formă, să poți să mergi și să te documentezi și să-ți fie explicat în detaliu și să-ți fie oferite toate detaliile și toate variantele posibile, să fie îndrumat, propriu-zis, să-ți deschizi un business. Consilierul tău. Un consilier personal. Uh, întotdeauna Asociația Oamenilor de Afaceri a tot insistat în această zonă și s-au făcut tot felul de ONG-uri, tot felul de okay, zone în care poți primi o astfel de consiliere. Dar de ce statul român nu face acest lucru? Guvernul României are tot interesul, cum a spus și noastră, suntem undeva sub jumătatea mediei Europei în partea de mici întreprinderi și în partea de antreprenoriat. Păi de ce? Pentru că hai să o luăm foarte simplu. Un masior care mâine dorește să meargă pe cont propriu nu are nici cea mai mică șansă să-și facă singur toate actele dacă nu are pe cineva care se pricepe la birocrație. El nu poate trece în partea de antreprenoriat vorbind de o chestie extrem de simplă, nici măcar ca PFA, ca persoană fizică autorizată, pentru că dosarul e destul de complicat. S-au făcut ghiduri. Aceste ghiduri sunt scrise de anumite entități, dar sunt scrise pe limba unuia care a trecut prin hermetic. o birocratie. Exact. Sunteți pe București FM întâlniri capitale, invitatul nostru de astăzi, domnul Adrian Boaru, uh, directorul general al companiei Fleetmaster. Bun, deduc din ceasul noastră că instabilitatea legislativă este una din probleme. Dacă nici la început nu te poți, nu poți acoperi tot cu atât mai mult pe măsură ce se schimbă legile. Da, aș spune că pentru o companie mică, la început de drum, această instabilitate nu reprezintă un mare risc, pentru că totuși începe să construiască. Fiscalitatea din România, în momentul de față, în ultimii doi ani, este destul de, hai să spunem, atrăgătoare din punct de vedere al taxelor și impozitelor. Birocrația, într-adevăr, este ucigătoare, dar uh, România este deocamdată o țară atractivă. Vorbim aici de atât de impozitul pe profit, cât și de impozitul pe dividende, care sunt la niște cote aproape de jumătatea cotelor veste europene. Acum, într-adevăr, pentru companiile mari, mari investitori sau companii ca noi care au trecut deja de 15 ani și se gândesc la niște planuri de viitor, această instabilitate dă niște fiori. Nici noi nu știm ce să facem, ce este bine, să investim, să nu investim, să ce deschidem filiale, mă pot exact, una dintre surprizele neplăcute pentru mici investitori din IT, de exemplu, vă dau un exemplu de acum 3 sau 4 ani, a fost subvenția uriașă oferită companiilor de IT foarte mari care angajau peste 100 de angajați deodată. Bineînțeles că acest lucru este dedicat unor companii foarte mari și cu un anumit specific, companii care fac outsourcing, cu alte cuvinte export de inteligență, da? muncă brută făcută în România pentru a produce lucruri pentru alte țări. Acest lucru a dezavantajat foarte mult piața micul investitor român. Bineînțeles, piața antreprenorială din România. Noi ca și o companie care ne dezvoltăm organic, dezvoltăm propriile produse și le punem pe piață. Nu vom putea niciodată să angajăm 100 de persoane, pentru că asta înseamnă că trebuie să aici să le dai de muncă. Noi lucrăm într-un mod organic. Cei care au o mulțime de proiecte venite din afară și au deja o piață deschisă pot face astfel de angajări. Bineînțeles că asta practic a îngreunat foarte mult accesul companiilor românești autohtone, că aici putem să clasificăm că în afară de 3-4 companii autohtone nu depășesc acest număr de angajați a fost un mare dezavantaj și a și îngreunat accesul la angajați de top pentru că bineînțeles aceste subvenții au fost oferite de către cele companii ca fiind bonus ceea ce a ridicat din nou gradul de salarizare la un nivel puțin ireal adică noi trebuie să ne gândim în România ca să poți plăti un salariu de 4-5.000 de euro salariu net de top și să te coste 10.000 de euro pe lună, înseamnă că trebuie să ai și o piață de desfacere cu așezată, da, să zicem, la un nivel financiar similar. Atâta timp cât la noi cam tot ce se vinde în zona de IT este la jumătate din prețul din vest, bineînțeles că acest lucru este foarte complicat și bătălia pe această piață este foarte grea. Spuneam la început că una din concluziile raportului Comisiei Europene despre imm din România a spus că există cel mai mare potențial de atragere a unor finanțări străine. Ambiția declarată a celor care conduc piața financiară românească este să convingă cât mai multe companii să se listeze la bursă ca o metodă de a atrage finanțare străină. Ați fost tentat să vă listați la bursă? Da, și probabil că în viitorul, nici apropiat nici îndepărtat mediu, să zicem, vom ajunge să fim listați la bursă. Noi ca și companie am făcut un prim pras prin transformarea în societate pe acțiuni și trecerea la un sistem administrativ diferit de ce înseamnă un SRL, tocmai în ideea în care simțim nevoia de a atrage investitori strategici pentru a ne putea extinde în mai multe țări și nu numai în Europa. Într-adevăr, există un, există un apetit, dar nu există o cultură. Adică, companiile românești, repet, sunt valoroase prin oamenii pe care iau. Oamenii sunt uh, foarte bine apreciați, tocmai de aceea se și produce în România pentru afară. Uh, sunt foarte dedicați uh, muncii pe care o fac, iar calitatea uh, produselor IT care ies din România este destul de ridicată. Este și mult mai ușor din punct de vedere cultural să se lucreze cu țări ca România în comparație cu India sau Pakistan. Vă dau un exemplu, altă, altă, zonă în care iar se produce foarte mult software și datorită apropierii culturale și datorită limbilor și datorită diferențelor de fus orar, adică se poate lucra pe același fusorare etc. Oricum există un apetit destul de mare în a se investi în astfel de, de, companii. Și se mai cunoaște lucru că în România există o pepinieră de IT-ști tineri, chiar dacă nu ies perfect învățați de pe băncile școlii, există parcă o pasiune, așa să zicem, a fiecărui tânăr care merge către zona asta de real, de a se implica în zona tehnică. Și atunci, cumva, companiile văd chestia asta, o apreciază. Este adevărat că noi, față de cultura europeană, nu avem această mentalitate de a prelua uh, businessurile din tată în fiu și la fel meseriile. Deci nu e timp pă. suntem pânente. avem business de 30 de ani cel mult. Uh, da. De și în anumite domenii au început. Să zicem, <laughs> Mai dar puțin în foarte, IT. foarte puțin IT, oricum este un domeniu nou, nu prea avem ce să preluăm de la părinții mm. noștri decât partea de telefonie cu fir. Mm. Însă, oricum, asta ajută ca noile generații să fie orientate în mod direct către tehnologie. Am să fac doar o mică paranteză. Putem să luăm, ca exemplu, țările apropiate de noi, Italia, Spania. Aceste țări au. Dacă putem să discutăm de podgori de exemplu, de vin de 300, de 500 de ani, de x generații, și nepoții, stră nepoții lor acum sau stră stră nepoții, în continuare gestionează același business, și nici nu văd pentru următoarele generații o divagare a businessului. Către altcineva decât către familie. Adică această mentalitate, și nu numai pentru cei din business, chiar și pentru cei care au meserii, vine dintr-o anumită continuitate, continuitate pe care noi nu o avem. Și atunci există un apetit spre zona tehnologică pe care tinerii o au, și acest lucru este destul de bine studiat. Există deja cărți pe această zonă, și totuși reprezintă pentru investitorii străini un punct de atracție. Concurența este o realitate, nu numai în piesele emergente, ci în, toate, în toată lumea, toată economia mondială. Cum stați cu concurența? Spuneați că încă mai este loc de dezvoltare pentru serviciile de gestionare a parcurilor auto în timp real, dar presupun că sunt și din ce în ce mai mulți doritori să-și iau o felie dintr-un tort care fatalmente este limitat. Apar cumva doritor să spargă piața din dorința Sigur. de a ocupa felii de tort mai mari? Sigur că da în orice domeniu și, și în domeniul nostru, indiferent cât de nișat sau de general este, întotdeauna va exista competiție. Întotdeauna va exista cineva care va găsi acest domeniu ca fiind nou pentru el și va dori să dezvolte ceva în această zonă. Nici noi nu am fost primii de pe această piață, am fost printre primii, dar de asemenea după noi au și apărut foarte mulți. Bineînțeles că sunt și companii foarte mari, da? cum sunt mari operatori de telefonie, n-am să dau nume, dar să vorba de toți, da. în care și-au da. dezvoltat propriile sisteme în house pentru că au, bineînțeles, interesul de a-și vinde, ca să zic așa, pachetul de comunicație aferent acestui subiect. Și există unii care vor să spargă piața, vin cu prețuri... Zdrobitori de mici ca met, să și îndepărteze concurența? Met, da, bineînțeles. Metodele de intrare în piață sunt foarte diverse. Din păcate aici este o problemă a culturii clientului care îi găsește foarte greu de diferențiat un produs față de celălalt. Realmente există produse de la 2,5 euro pe piață, cum sunt produsele companiilor de telefonie oferă un minim de funcționalități dar au acces la un pool de clienți și au anumită relație cu acești clienți până la companii care vând în gama de sus a acestor produse între 10 și 25 de euro pe lună. Dar oferă cu totul alte funcții. Aici depinde și de gradul de înțelegere al produsului din partea clientului și de necesitatea momentană a clientului. Dacă doar dorești să vezi unde se află mașina ta pe hartă, cu 3 euro pe lună poți să faci chestia asta. Dacă dorești ca sistemul să-ți gestioneze singur anumite elemente și să ai rapoarte de management sau ai mii de mașini și vrei ca totul să funcționeze cum trebuie, atunci trebuie să mergi într-o altă zonă. Până la urmă și în acest domeniu al nostru este ca în orice alt domeniu putem să discutăm de la softuri de contabilitate foarte mici până la SAP sau Microsoft Dynamics, ERP-uri pentru companii mari. Da, e o concluzie interesantă pentru apropo de această concurență de pe piață, cred că va trebui să continuăm discuția. A fost întâlnirea capitale de astăzi invitatul nostru domnul Adrian Boaru, director general al firmei Fleetmaster. Be smart. Be be cool. Be be fresh. B B F M.